Dacă se vede un pic mai întunecat, e pentru că e norat afară. Dacă auziți vocea mea un pic mai răgușită, e de la răceală. Acestea fiind spuse, să intrăm direct în întrebări. Prima întrebare e din partea lui Leonardo Vlad. Pace, George, Domnul Iisus spune apostolilor că există un soi de draci care nu iese decât cu post și rugăciune. Prin asta putem înțelege că este o ierarhie de puteri și noi trebuie să postim ca să le putem face față. Dar în Efeseni 1, Coloseni 2, ne arată că numele lui Isus este stăpân și peste acești dragi și le-a dezbrăcat de putere și autoritate asupra noastră. Noi încă trebuie să postim ca să putem să ne împotrivim acestor duhuri? Deci asta e întrebare. Căci înainte de jertfa Domnului, erau biruiți doar prin post și rugăciune. În primul rând trebuie să dau câteva detalii tehnice. În pasajul la care te referi acolo din Matei capitolul 17, versetul ăla lipsește din cele mai vechi manuscrise. Versetul ăla unde scrie acest soi de drac este iese numai cu poșii rugăciuni. Iar în pasajul paralel din Marcu capitolul 9 lipsește cuvântul post în cele mai vechi manuscrise. Astea sunt câteva detalii tehnice. Și Domnul Isus avea autoritate asupra celor duhuri încă de când era pe pământ. Nu doar după ce s-a jerfit. Da? de se temeau de el duhurile și ascultau de el. Domnul Isus e cel care le-a dat autoritatea apostolilor să scoată duhurile. Ele scoteau în numele Lui. Și de-aia e ceva ciudat în acel pasaj în care apostolii nu pot scoate acel duh. E ceva ciudat. dacă Domnul Isus le-a dat autoritate, de ce acum pune responsabilitatea pe ei? E singura dată când li se întâmplă așa ceva, apostolilor. Și cred că în acel caz unic, Domnul a vrut să le dea o lecție apostolilor. Să nu neglijeze disciplina spirituală, postul și rugăciunea. Să nu devină prea mândri. Să nu se încreadă în forțele lor. Și e o lecție și pentru noi astăzi. Asta e aplicația și pentru noi astăzi, în acel pasaj. avem de dus o luptă spirituală. Trebuie să fim disciplinați din punct de vedere spiritual. Să nu ne culcăm pe ureche. Asta e ideea. Și noi azi avem de luptat împotriva Duhului răutății. Trebuie să veghem, să postim, să ne rugăm. Dar nu ca să îi scoatem din oameni, cum făceau apostolii. Da? Apostolii au avut misiunea asta. Domnul Isus le-a dat autoritatea asta. Apostolilor și celor 70. Noi nu biruim astăzi duhurile în sensul în care trebuie să mergem să scoatem dragi din oameni. Da? Nu. Apostolul Pavel ne spune clar în Efeseni, capitolul 6, care este armura cu care noi le luptăm împotriva acestor duhuri zilnic. Zilnic facem asta. Nu menționează postul și rugăciunea acolo, pentru că astea se înțeleg de la sine, că sunt practici obișnuite ale oricărui credincios. Ar trebui să fie. Da? Nu e că postul și rugăciunea s-au anulat odată cu jertfa Domnului Isus. Nu. Domnul Isus spune clar în Matei 6. Când vă rugați, când postiți, se aștepta să ne rugăm și să postim. Și ne spune cum să o facem. Când vă rugați, când postiți, da? se aștepta să facem asta. Sunt practici obișnuite ale tuturor credincioșilor. Și da, aceste practici ne protejează și pe noi astăzi de orice influență rea. Atenție, nu se confunda influența cu posesia. Da? Duhurile nu mai au autoritate asupra noastră, dar ne pot influența. Și noi ne păzim de influența lor și luptăm împotriva lor, rugându-ne, postind și având pe noi în fiecare zi armura despre care vorbește Pavel în Efeseni, capitolul 6. Eu am aici pe perete. Coi fomântuirii, platoșa neprihănirii, scutul credinței, adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, Râvna Evangheliei păci. Asta e armura pe care trebuie să o avem pe noi în fiecare zi. Așa ne luptăm noi astăzi împotriva Duhurilor. Și noi avem astăzi autoritate să călcăm peste șerpi și scorpioni și peste toată puterea vrăjmașului. Avem autoritate. Dar nu în sensul în care o făceau apostolii, că mergeau la oameni, scoteau Duhuri. În sensul că ele nu se mai pot atinge de noi. Dar în același timp ne pot influența și noi ne păzim de influența lor, postind, rugându-ne și având această armură pe noi. În fiecare zi. Ei aruncă cu săgeți. Tu trebuie să te aperi, cu scutul credinței. Da. Ei aruncă cu îndoieli, tu te aperi. Asta e ideea. Ai coiful mântuirii pe cap, ai siguranța mântuirii. Am vorbit despre acea armură detaliat într-un alt mesaj. Mai departe, următoare întrebare. În partea lui Bogdan George Batalu. Pace, frate George, știm din Scriptură că păcatul nu mai poate pune stăpânire pe un om născut din nou. Pe un om mântuit. Nu înțeleg un lucru. Dacă un om mântuit trăiește în păcat și nu se potolește, știm că Dumnezeu îl poate pedepsi cu boli sau necazuri. Și dacă tot nu, nu se potolește, îl poate chiar omorâ. Corect. Întrebare. Dacă Dumnezeu ajunge la acel punct încât să omoară un om pentru păcatul în care trăiește. Înseamnă că acel om nu mai poate ieși din acel păcat. Înseamnă că era atât de înrobit încât a fost nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Cum știm că s-a întâmplat și cu curvarul din Corint. Dumnezeu a trebuit să-l dea pe mâna satanei pentru că el continua să trăiască în acel păcat. Înțeleg din acel pasaj că păcatul pusese stăpânire pe acel curvar și că a fost nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Nu înțeleg cum a putut păcatul să pună stăpânire pe el dacă era mântuit. Cum poate păcatul să pună stăpânire pe un om născut din nou? Poți să mă lămurești, te rog. Mulțumesc că anticipat de răspuns. Pace multă. PS. Locuiesc în Italia de 21 de ani și gramatica mea este la pământ. Sper să să fi înțeles întrebare. O capito, certo. Capisco. Poi parlare anche italiano. Capisco. Am înțeles, am înțeles întrebare. Apostolul Pavel ne spune în Roman, capitolul 6, și nu numai, că noi, creștinii, care suntem în Hristos, uniți cu Hristos, botezați în Hristos, am fost eliberați de sub puterea păcatului. De sub stăpânirea păcatului. De sub stăpânirea pe care o avea firea noastră pământească, păcătoasă, asupra noastră. Nu mai suntem sclavii firii noastre pământești, nu mai suntem sclavii păcatului. Pentru că în firea noastră pământească domnește păcatul. Dar noi acum, de bună voie, putem continua să ascultăm de păcat. Putem să facem asta. Adică să ne răzvrătim împotriva voii lui Dumnezeu. Asta făcea curvarul din Corint. Nu suntem roboți. Nu devenim perfecți peste noapte. Nu e ca și cum domnul apasă un buton, hop, gata. Nu. Noi alegem acum să nu mai păcătuim. Avem libertatea să alegem să păcătuim dacă vrem. Putem să facem asta. Nu ne ține nimeni legați. Înainte eram sclavei păcatului, nu aveam libertatea, nu puteam să trăim în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu ne eliberează de sub această sclavie și ne lasă să ascultăm liber de El. Nu ne forțează. Cum ne forța păcatul înainte. Da? Ascultăm liber de El. Da? Dar în același timp avem libertate să nu ascultăm de el. Suntem liberi. Înainte nu eram liberi. Acum suntem liberi să ascultăm de Dumnezeu. Avem puterea să ascultăm de Dumnezeu. Dar nu ascultăm de El ca niște roboți. Da? Trebuie să ne dăm silințele. Pavel pune responsabilitatea pe noi. Și o să vă citesc din Roman capitolul 6. De la versetul 12 după ce spune că cei ce sunt în Hristos au fost scăpați de stăpânirea păcatului, care domnește în firea lor pământească, de la versetul 12, spune așa, pune responsabilitatea pe creștini. Pe creștinii ăștia care sunt în Hristos și au fost scăpați de stăpânirea păcatului. Deci păcatul concluzionează, da? cele 11 versete de mai sus, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Voi. Voi să nu mai ascultați de poftele lui e responsabilitatea voastră. Înainte nu putea să faceți asta. Acum puteți să faceți asta. Acum puteți să nu mai ascultați de poftă păcatului. Dar în același timp puteți să ascultați în continuare de el. E responsabilitatea voastră. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, versetul 13, să nu mai dați, voi, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurarele voastre. Membrele voastre. Voi acum puteți să dați membrele voastre în stăpânirea păcatului. Dar Pavel spune să nu mai faceți asta. Acum aveți puterea să nu mai faceți asta. Ca niște unelte ale nelegiuirii. Ci dați-vă voi pe voi în și vă lui Dumnezeu. E responsabilitatea voastră. Ca vii din morți cum erați. Acum sunteți vii. Voi sunteți datori să vă dați lui Dumnezeu. Voi sunteți responsabili să ascultați de Dumnezeu. Să vă folosiți mădurarele ca niște unelte ale nepricănirii. Continuă Pavel după Și dați lui Dumnezeu mădurarele voastre ca pe niște unelte ale nepricănirii. Eu trebuie să fac asta. E responsabilitatea mea. Nu e că Dumnezeu mă naște din nou și gata. Eu ca un robot fac binele. Nu, nu. E responsabilitatea mea. Și înainte, dacă aș fi vrut să fac binele, dacă aș fi avut gândul să fac binele, nu l-aș fi putut face, că eram robit de firea mea pământească. Roman capitolul 7. Continuă Pavel după aia. Dar acum, când sunt în Hristos, am fost eliberat de subscapia firmele pământești și pot să fac binele. Binele pe care vreau să-l fac, pot să-l fac acum. Pavel vorbește în Roman 7 de un om care e un rob al fiului Pământești, în care domnește păcat. Și binele pe care vrea să-l facă, nu-l face și face rău. Eu acum pot să fac binele ăla. Pentru că am fost eliberat. Și am vorbit, am mesaje și din Roman 6 și din Roman 7 mai detaliate. Da? Deci, e responsabilitatea mea. Înainte eram un în de natura mea pământească, în care domnea păcatul, acum Dumnezeu mă scapă de această robie și eu sunt liber să ascult de Dumnezeu. Sau să ascult de păcat. Nu e ca și cum nu mai am opțiunea să ascult de păcat. Am opțiunea. Pavel pune responsabilitate pe mine. Eu nu mai trebuie să dau în stăpânirea păcatului. Eu nu trebuie să-l mai las pe păcat să mă păcălească. El nu mai are puterea asupra mea. El doar mă păcălește. Da? Curvarul din Corint era păcălit cumva. Să asculte de păcat. Nu-și dădea sirințele să nu mai asculte de păcat. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Nu stați degeaba, dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Eu trebuie să-mi dau toate silințele să fac asta. Deci curvarul din Corint, chiar dacă a fost eliberat de sub stăpânirea păcatului, a continuat să dea păcatului măduralele lui. A făcut asta de bunăvoie, pentru că era liber să facă asta. Iar asta a adus asupra lui disciplinarea lui Dumnezeu. Disciplinarea în trup, aici pe pământ. Pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos, spune Pavel. Da? Asta s-a întâmplat cu curva din Corint. El nu s-a întors iarăși în robia păcatului. Dumnezeu l-a scăpat de această sclavie a firii lui pământești în care domnește păcat. Dar el a ales de bună voie să asculte în continuare de păcat. Pentru că era liber să facă asta. Și eu astăzi sunt liber să fac asta. Sunt liber să păcătuiesc. Nu suntem roboți. Nu ne ghidează Dumnezeu ca pe niște roboți. La telecomandă. Avem libertate. Înainte nu avem libertate să ascultăm, să ascultăm, de Dumnezeu. Acum avem libertate să ascultăm de Dumnezeu. Și noi trebuie să alegem să ascultăm de Dumnezeu. Și acum avem și puterea să ascultăm de Dumnezeu. Înainte nu aveam. Asta e diferența între un om născut din nou și un om înrobit de firea lui pământească. Deci curvarul din Corint nu a ajuns iar un rob al firii lui pământești. Curvarul din Corint a ascultat de bună de păcat. S-a lăsat de păcat, s-a lăsat păcării de păcat. Da? Și Dumnezeu nu a disciplinat. Pentru că era un copil al lui. Și la fel va face Dumnezeu cu toți copiii lui. Spune Pavel în 1 Corinteni 11, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dumnezeu ne judecă aici pe pământ ca să nu ne osândească. Să nu i condamne odată cu lumea. O veșnicie. Dumnezeu se încrijește de copiii lui. Dacă nu ești un copil al lui, Dumnezeu nu te va disciplina. Asta scrie în Evrei capitolul 12. Și are legătură tot cu păcatul, ce scrie aici, da? Evrei 12 de la versetul 4. Voi, voi creștinilor, nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Deci nu se întâmplă, hop, gata, am scăpat de păcat. Nu, e o luptă. Te împotrivești. Păcatul e încă în tine, dar nu te mai domină, nu mai are stăpânirea asupra ta. Și tu nu mai trebuie să asculți de el. Asta e ideea. Eu sunt chemat să mă împotrivesc până la sânge împotriva păcatului. Și continuă și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fi. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Și în context se înțelege că e vorba de o pedeapsă pentru păcat. Pentru că eu nu mă împotrivesc păcatului, pentru că eu încă mai păcătuiesc, Dumnezeu mă disciplinează. Asta e ideea. Nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuia pe orice fiu de care îl primește. Suferiți pedeapsa, și iarăși în context se înțelege că e pentru păcat pedeapsa asta, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, că și care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, toți fii, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Deci copiii Dumnezeu sunt chemați să lupte până la sânge împotriva păcatului. Altfel, vor fi disciplinați de Dumnezeu. Dacă nu ești disciplinat de Dumnezeu, cel mai probabil, nu ești copilul lui adevărat. Ești un fecior din cui. Da? Nu ești copilul lui. Orice tată își disciplinează copiii când greșesc. Și asta face și Dumnezeu cu noi. Da. Și asta s-a întâmplat și cu curvarul din Corin. El nu s-a luptat până la sânge împotriva păcatului. S-a lăsat ademenit de păcat. Dumnezeu a disciplinat. Deci trebuie înțeles, să-i corect lucrul acesta. Am scăpat de sub păcatului, nu de sub influența păcatului. E o diferență. Iar acum suntem liberi să ascultăm de Dumnezeu. Dar în același timp suntem liberi să ascultăm în continuare de păcat. Nu suntem roboți. Chiar dacă acum avem putere împotriva păcatului, nu mai suntem sub lui, nu-i de bună voie. Nu mai trebuie să ascultăm de el și să ascultăm de Dumnezeu. Da? Nu suntem roboți. Sper că s-a înțeles, m-am tot repetat. Următoarea întrebare. În partea lui Achim Beniamin. Pace. Ce a făcut Dumnezeu în prima zi când a zis să fie lumină dacă soarele, luna și stelele au fost făcute în a patra zi? Mulțumesc. Păi a făcut lumina. A creat însăși Lumina. Asta e ideea. Unii spun că Lumina aia era Dumnezeu, că Dumnezeu lumina. Cred că e foarte forțat să spunem așa ceva. E clar că acolo Dumnezeu creează ceva în afara lui. Creează Lumina. Geneza, capitolul 1. Pământul era pustiu și gol, peste fața dâncului de apă era întuneric. Deci era întuneric beznă peste tot și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Și a fost lumină. A creat lumină. Nu a creat soarele, a creat lumină. Însă și lumină. E ca și cum până atunci lumina nu exista. Și el a creat lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Deci până atunci era întuneric, iar el a creat lumina. Nu știm cum, sub ce formă, ideea e că a creat lumina însăși. Până atunci nu a existat lumină. Iar, bineînțeles, în sens spiritual, această lumină a lumii îl reprezintă pe Hristos. Da. Și nu doar pe el, și biserica lui, adunarea lui. E comparată cu lumina lumii. E ca și cum pe toată fața pământului e întuneric spiritual, iar Hristos, prin noi, luminează lumea. Dar asta e o interpretare spirituală a textului. Deci Dumnezeu a creat lumină. La fel cum a creat animalele, la fel cum a creat verdeața, a creat lumină. Și a văzut că lumina era bună și a despărțit lumina de întuneric. Și a numit lumina zi și întunericul noapte. Și abia după aia a creat luminătorii. Da. Mai departe următoarea întrebare din partea lui Mariana. Salutare, frate George! Te rog să ne spui biblic dacă e corect sau nu să ținem sărbători ca de Crăciun sau Paște. Ce părere aveți? Mulțumesc! Nu, nu e corect. Nu e corect față de Dumnezeu, față de Biblie. Nu e corect. Din, în niciun fel nu e corect. Da? Asta e o gândire firească. Sunt niște învățături începătoare ale lumii, cum le numește Apostolul Pavel în Galatei și Colosei. E o gândire firească. Da? Noi suntem chemați să gândim duhovnicește. Hristos, Paștele nostru a fost jerfit. Acum suntem chemați să mâncăm azimele curăției și adevărului până va veni El. Așa interpretează Apostolul Pavel sărbătoarea Paștelui și a azimelor. Toate arătau spre niște realități spirituale. Nu ne mai întoarcem înapoi acum. S-a terminat cu sărbătorile astea fizice. S-a terminat cu ele. Au avut rolul lor, scopul lor. Și sărbătorile alea au fost puse de Dumnezeu, da? Nu s-a trezit un om peste noapte, hei, hai să sărbătorim nașterea lui Moise astăzi. Nu există așa ceva. Au fost niște sărbători rânduite de Domnul, care arătau spre Hristos și lucrarea lui, s-au încheiat. Dumnezeu s-a folosit, s-a coborât la nivelul oamenilor la nivelul gândirii lor de atunci. Și le-a ilustrat prin diferite elemente, prin diferite sărbători, ce avea să facă Hristos. Odată ce vine Hristos, a terminat cu umbrele care arătau spre El. La revedere! Nu mai gândim așa. Acum începem să gândim duhovnicești. Da? Și acum, unii sunt care spun, nu că eu nu sărbătoresc Paștere, sărbătoresc Învierea. Cine ți-a spus asta? Cine ți-a spus asta? Cine a fixat data în care să sărbătorești un viere? Totul se reduce la autoritate. Sărbătorile din Scriptură sunt autorizate de Dumnezeu și s-a încheiat cu el. Și dacă Dumnezeu nu mai vrea să gândim așa, nu mai vrea să sărbătorim nici măcar sărbătorile rânduite de el, de ce ar vrea Dumnezeu acum să sărbătorim niște sărbători inventate de om? De ce? Iar în nu o sărbătoriște în fiecare săptămână. Nu de te întâlnești în prima zi a săptămânii când a înviat Hristos? De ce să mai fixez o dată anual? Jerfa lui nu o sărbătorim și vizibil, da? o ilustrăm și vizibil la masa Domnului. Tot săptămânal. Și -a facem noi, unii lunar. Da? Nu asta facem la masa Domnului arătăm spre jertfa Domnului Isus, paștere nostru care a fost jertfit, vestim moartea Lui până va veni El, iar în prima zi a săptămânii ne întâlnim ca să sărbătorim învierea Lui. de ne întâlnim în prima zi. Asta e simbolistica primei zile. Da. Și despre Crăciun nu mai zic nimic pentru că Biblia nu zice nimic. Da. Totul se reduce la autoritate. Cine stabilește data în care tu sărbătorești nașterea Domnului? Cine a stabilit -o? La asta ar trebui să se reducă discuția despre sărbători. Dar cu ei mai pasă? Hei, suntem toți una. Ortodoxi, catolici, nu mai contează. Creștini, marea masă de creștini. Toți suntem creștini. Nu. Oamenii ăia sunt niște apostați, niște păgâni, niște blestemați îi numește apostolul Pavel. Catolicii, ortodoxii au o Evanghelie falsă, sunt niște creștini falși, care le prezintă oamenilor o cale de mântuire falsă, falsă, prin fapte sau prin apartenența la sistemul lor inventat de ei. Sunt niște blestemați. Ce autoritate au ei asupra mea? Cum să-mi stabilească ei data în care sărbătoresc nașterea Domnului? niște creștini falși, niște blestemați. În Galate, în capitolul 1, Apostolul Pavel spune că cine predică o evanghelie deosebită, nu o altă evanghelie, o evanghelie deosebită, schimbă evanghelie, adaugă la evanghelie, să fie anatema. Iudei în primul secol adăugau la evanghelie în împrejur. Astăzi, catolici și ortodoxi au adăugat multe alte lucruri la evanghelie. Cu atât mai mult ei sunt niște blestemați să fie blestemați, să niște blestemați. Ce autoritate au ei asupra creștinismului? Adevărat. Asupra creștinilor adevărați. Cum să-mi stabilească ei mie data în care să sărbătoresc nașterea Domnului? Când o să începem să luăm în serios lucrurile astea? Când o să începem să luăm în serios lucrurile astea? Nu credem că Dumnezeu și joacă de -a creștinismul cu noi? Merge și așa. Da, ăia cred că trebuie să facă așa, aia, și aia. Nu. nu. Să fie anatema. Să fie blestemat, spune pat. Și majoritatea creștinilor azi ascultă de ei. Se supun autorităților. Stabilesc ei data și se supun autorităților. Sărbătoresc împreună cu ei nașterea Domnului. Paștele. Înviere. cum să ascult de niște blestemați, cum să mă asociez cu niște blestemați. Nu realizăm cât de grave sunt lucrurile. Nu vrem să luăm în serios lucrurile astea. Mi se pare o joacă. E, merge și așa. Dar e o sărbătoare. Cine vrea sărbătorește, cine nu vrea nu. Și așa va fi, cred eu, până la venirea Domnului. N-ai cum să le mai scoți din creștinism. Da, n-ai cu cine să te înțelegi, mă întristează lucrurile astea, mă opresc aici. Următoarea întrebare din partea lui Nina Horvat. Cu ce putere au lucrat cei din Matei 7, versetele 22 și 23? Unde scrie așa? Spunea Domnul Iisus, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dracii numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut depărtați vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. În primul rând, observați că oamenii ăștia trăiau în păcat. Un detaliu foarte important. Lucrau fără de lege, trăiau în păcat. Deci, nu erau un pom bun care făcea roade bune, cum îi descrie Domnul pe ucenicii adevărați mai sus. Nu erau ucenicii adevărați ai Domnului Isus, da? Și totuși făceau minuni. Și asta mă face să cred evident că minunile astea nu erau autentice. Pe lângă faptul că trăiau în păcat, mai vedem că se și încredeau în minunile astea. Se încredeau în ele pentru mântuirea lor. Doamne, Doamne, n-am făcut noi. N-am făcut noi. N-am făcut noi. Se încredeau în faptele lor. Iar Domnul le spune clar, niciodată nu v-am cunoscut, niciodată. Nu le spune, v-am cunoscut odată de mult, dar acum nu vă mai cunosc, v-am uitat. Niciodată. N-ați avut niciodată o părtășie intimă cu mine, o relație personală cu mine. În sensul ăsta niciodată nu v-am cunoscut. E vorba de o cunoaștere intimă. Ei nu au avut așa ceva niciodată cu Hristos. Nu au aparținut lui Hristos niciodată. Tocmai de-aia trăiau un păcat. Pentru că nu cunoșteau cu adevărat pe Hristos. Nu aveau casa zidită pe stâncă, Aveau doar o simplă mărturisire goală de credință. Nu ascultau de Hristos. Deci, în mod clar, oamenii ăștia nu erau mântuiți, nu i-au lui Hristos. Da? Și în ce privește puterea cu care au făcut minuni, în mod evident, Domnul Isus nu le-ar fi dat unor astfel de oameni putere să facă minuni. Deci, cred că oamenii ăștia au doar niște pretenții goale. Ceea ce spun oamenii ăștia sunt doar niște pretenții goale. Ori s-au păcălit singuri că fac lucrurile astea. Ceva de genul Tony Berbeci, care se încadrează perfect în această descriere. Și el pretinde că prorocește, scoate dragi, face minuni. Sunt doar pretenții goale. Eu cred că e vorba de genul ăsta de oameni. Genul Tony Berbeci. Care cumva nu i nici posedat, nu poți să spui că lucrează cu satana, dar în același timp se înșală singur și înșală și pe alții. E amăgit de satana cumva. Da? Și se înșală singur crezând că el face cine știe ce minuni. Da? E păcălit și el la rândul lui. Și la rândul lui păcălește pe alții. Eu cred că genul ăsta de oameni sunt. Eu îl și văd pe Tony Berbece în ziua judecății, cum va spune, Doamne, Doamne, n-am prorocit eu, n-am vorbit eu în limb, n-am scos eu dragi, n-am... Îl văd. Și Domnul Iisus îi va spune, niciodată nu te-am cunoscut. Îl văd. Genul lui de oameni îi văd aici. Da? Mai departe. Următoarea întrebare din partea lui Amalia Kekzek. Pace, frate George, ce părere ai cu privire la cei care evangelizează pe stradă cu microfon și boxă și se războiesc cu diferiți oameni împotrivitori? Nu înțeleg exact la ce te referi când spui că se războiesc. Dacă țipă și se ceartă cu oamenii pe stradă, am o părere foarte proastă, bineînțeles. Da? Nu așa se evangelizează. Și nu am auzit pe nimeni să fie mântuit pentru că a țipat cineva la el pe stradă. Păi eu când nu eram mântuit, dacă venea cineva la mine și țipa pe stradă, nu l-am la bătaie. Nu mă interesa ce spune. Nu l-am la bătaie că, aoleu, mă condamna păcatul, că nu știu ce. Nu! Pentru că țipa la mine pe stradă. Ce țipa așa? Îl luveam direct. Nici nu mă interesa ce spune. Și din ce am observat eu, majoritatea celor care fac asta nu spun Evanghelia. Deci nu pot spune că evanghelizează. Doar strigă la oameni. Vino la Isus, vine sfârșitul, Isus vine. Ca și cum asta e Evanghelia. Sunt și care spun Evanghelia cum trebuie. Dar puțin. Da? Uite, un exemplu de evanghelist bun, dar și de atitudine creștină cum trebuie, e Rei Comfort. Re Comfort. De la Living Waters. Îl găsiți pe internet. Ăla dă exemplu de Evanghelis bun. Care are și atitudinea care trebuie. Vorbește cu oameni. Și Pavel ne spune cum trebuie să se comporte slujitorul Domnului cu cei împotrivitori. Ne spune clar. Nu să țipe la ei, să certe cu ei. Ne spune foarte clar. 2 Timotei, capitolul 2. De la versetul 24. Și robul Domnului, atenție, nu trebuie să se certe. Nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Nu trebuie să se certe, trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Nu doar să aibă puțină îngăduință și puțină răbdare. Plin de îngăduință răbdătoare. Și continuă. Să îndrepte cu blândețe, nu cu strigat. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Pe potrivitori. Despre ei vorbește Pavel aici. Și ne spune cum să ne comportăm cu ei. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Noi știm că Dumnezeu trebuie să le dea pocăință. Că nu depinde de noi de argumentele noastre de cât de bine vorbim noi. Și de -aia trebuie să fim calmi, răbdători. Ce faci dacă te ceri cu omul? La se mai tare. Nu rezolv nimic. Sau strigi la oameni pe stradă. Nu rezolv nimic. Da. În dăște că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Deci trebuie ca Dumnezeu să facă ceva. Și noi trebuie să știm asta. Nu depinde de cât de bine vorbim noi. Deci, așa trebuie să se comporte robul Domnului cu cei împotrivitori. Mai repet o dată. Nu trebuie să se certe, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, da? să poată să dea învățătură, nu să sară din una în alta, da? plin de îngăduință răbdătoare, plin de îngăduință răbdătoare, pun accentul pe asta, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea dacă Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Așa trebuie să ne comportăm atunci când evangelizăm sau când vorbim din Scriptură cu cineva din lume. Sau cu cineva împotrivitor. Aici e vorba de împotrivitori. Da. Care se împotrivesc. Da. Următoarea întrebare. Ana Stănescu. Ce părere aveți despre misionarul german Ewald Frank? Mulțumesc pentru lucrare, Domnul să vă binecuvânteze. Am o părere foarte, foarte proastă. Se crede cumva, din ce am înțeles eu, urmașului Branham, William Branham, care a fost un mare vrăjitor și impostor care se dădea creștin. Da? Deci, fugiți de astfel de oameni, feriți vă de ei. Sunt niște lupi, n-au nicio treabă cu Hristos. Nici Branham, nici Frank, nici toți cei asociați cu ei. N-au nicio treabă cu Hristos. Următoarea întrebare din partea lui Emanuel Olănescu. Pacea Domnului, explicați Apocalipsa 3 cu 3. sa 3 cu 3. Avem aici o epistola Domnului către adunarea din Sardes. Și în versetul 3 spune așa. Aduți aminte dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. În primul rând, un detaliu foarte important de care trebuie să ținem cont atunci când ne apropiem de cele șapte mesaje către cele șapte adunări din Apocalipsa 2 și 3, de că Domnul Isus se adresează îngerului adunării, adică Duhului adunării, se adresează adunării ca întreg. Știu, în cele mai multe comentarii biblice veți găsi că îngerul e prezbiterul. Nu are nicio legătură. Nicio legătură. Nu-i spune prezbiterului, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Spune adunări. Adunării. Îngerului adunării. Așa încep epistolele. Îngerului adunării scrie. E un detaliu foarte important de care trebuie să cont. Da? Deci, după ce Domnul îi spune adunării din Sardes, vechează, da? nu a dormit de tot, fitrează și întărește ce rămâne, spune asta în versetul 2, păzește și fă să crească ce încă mai ai bun, care e pe moarte, care aproape se sting de tot și se referă aici la cei care încă îi mai erau loiali Domnului acolo, da? Acum, în versetul 3, le spune să-și aducă aminte cum erau la început, cum au primit și auzit învățătura Domnului, da? Probabil se referă la bucuria cu care au primit învățătura Domnului la început și pasiunea pe care o aveau pentru Domnul, da? Pentru lucrarea Domnului, da? La viața care se vedea în acea adunare la început, iar acum era pe moarte, da? La faptele lor din tâi cum îi spune și adunării din Efes, probabil la asta se referă, și îi spune că dacă adunarea ca întreg nu se va pocăi, va veni ca un hoț și nu va ști în care ceas va veni peste ea, peste tine, îngerul adunării, peste adunare. Da? Voi veni la tine în sensul de judecată, voi veni să te judec. Da? Nu se referă la a doua venire a Domnului Isus. va veni să o judece. La fel cum i-a zis și adunării din Pergam, voi veni la tine, Adunare și mă voi război cu ei, cei necredincioși, din acea adunare, cu sabia gurii mele. Cuvântul, da? E vorba de judecată. Eu voi veni și voi judeca pe cei necredincioși. Tot așa îi spune și acestei adunări. Eu voi veni și voi face judecată în mijlocul tău. Te voi judeca. Voi veni să te judec în ceasul în care nu te aștepți. Da? Asta înseamnă că va veni ca un hoț peste ea. Voi veni pe neașteptate și te voi judeca îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Dacă nu te pocăiești, cum îi spune și adunării din Efes, da? Te voi omorâ de tot, adunare, te voi stinge de tot. Eu am cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Eu am putere și autoritate să fac asta. Eu sunt stăpân. Da. De se prezintă așa. Asta e ideea. Îi spune adunării din Sardes că va veni să o judece atunci când nu se așteaptă. Dacă nu se pocăiește. Următoarea întrebare. Wow, foarte lungă. Foarte un lung comentariu. Din partea lui Octavian. Care este părerea ta despre manipularea psihologică, hipnotizarea care se întâmplă astăzi în majoritatea bisericilor din România? Fizic, dar și online. Anume, muzică pe fundal la orice se face în biserică, muzică pe toată perioada predici, muzică când frații se roagă, muzică când se dăcină, Muzică când se fac chemări în față, muzică când sunt anunțuri, muzică înainte ca programul să înceapă, dar și la sfârșit, muzică când se fac vindecări și eliberări, muzică când ești în sala de socializare, muzică când cineva spune o mărturie, muzică pusă la toate videoclipurile pe pagine de social media acestor biserici, decupări din predici, toate pe muzică, mărturii, invitații la biserică, la conferințe, în tabere, la concerte fragmente din cum a fost la biserică, etc. Toate pe muzică. <gângări> da, am o părere foarte proastă și îți simt durerea și frustrarea, da? Îți dai seama, o părere foarte proastă, ce părere să am. Manipulare psihică și emoțională. Și în multe cazuri e cumva o încercare de a contraface lucrarea Duhului Sfânt. Asta e partea gravă, partea urâtă. Asta încearcă mult să facă. Din necredință sau pentru că nu-l cunosc pe Dumnezeu. Nu înțeleg cum lucrează Dumnezeu. Vor să-l ajute pe Duhul Sfânt. Ca și cum Duhul nu se descurcă doar cu Cuvântul, are nevoie de ajutoarele noastre. Să-l acompaniem cu niște instrumente. Sau ca și cum Cuvântul nu e suficient ca să lucreze în inimile noastre. Da. Are nevoie să-l acompaniem noi cu muzică. Și bineînțeles, făcând astfel, omul nu mai știe ce se întâmplă acolo. La cercetat Duhul Sfânt sau la cercetat melodia de pe fundal. Abar, nu. Duhul Sfânt. Pun pe seama Ducului Sfânt tot. Și mulți se înșală singuri. Domnul Iisus și Apostolii puteau să facă asta. V-ați gândit vreodată la asta? Domnul Iisus și Apostolii aveau și atunci, pe vremea lor, instrumente muzicale. Puteau să meargă să predice Cuvântul cu muzică pe spate. Dar au ales să predice cuvântul și atât. Oare nu ar trebui să le urmăm exemplu? Și să ne încredem în Dumnezeu? Care dă pocăință oamenilor? Cum am cerit mai devreme? Nu în lucrările mâinilor noastre? Îl ajutăm noi pe Dumnezeu? Eu zic să le urmăm exemplu Domnului Isus și Apostolilor. Și să predicăm cuvântul care nu are nevoie de ajutorul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru. Pătrânde până în adâncul ființei noastre. Nu are nevoie de muzică. Da? Să predicăm cuvântul. Fără să încercăm să manipulăm noi inimile oamenilor. Hai că înmoaie inima și primește mai bine cuvântul. De-aia sunt atâția creștini falși. Sau unul din motivele pentru care sunt atâția creștini falși. E chiar asta. Pentru că au fost manipulați sentimental, emoțional. Și cred că Dumnezeu a lucrat în nimeni de lor. Și după aia, peste o săptămână, te întâlnești cu ei, sunt la fel. Eu zic că n-ar trebui să ne jucăm în felul ăsta de-a lui Dumnezeu. Am ajuns să ne permitem ca multe. Și ar trebui să ne temem. Dar asta e o dovadă de necredință și de o necunoaștere a lui Dumnezeu. Eu așa o văd. Da. Și ultima întrebare, din partea lui luptă și adevăr. Pace, frate, dacă vrei să vorbești puțin de pilda smochinului neroditor din Luca, capitolul 13, cum să o înțelege, mulțumesc. Cred că am mai vorbit și în trecut, nu mă țin minte. Luca 13, de la versetul 6. El a spus și pilda aceasta. El, Isus, da? un om avea un smochin sădit în viața sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. taie -l. la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Bineînțeles, pilda are legătură cu poporul Israel, da? căruia i se scursese timpul. I se scursese timpul. Încă puțin timp și avea să fie judecat dacă nu aducea roadele cuvenite. Ăsta e mesajul acestei pilde. Da? Adică dacă nu se pocăiau și făceau roade nici de pocăința lor, cum ne spune eu Botezător. Da? Și nu au făcut asta și au fost judecați în anul 70. Nu au adus roade și au fost judecați. Despre asta e pilda asta. Despre judecata care urma să vină asupra poporului Israel. Timpul se scursese, mai aveau puțin timp să aducă roade, dacă nu, aveau să fie tăiați sau judecați. Asta au fost și întrebările de săptămâna trecută. Ne auzim săptămâna viitoare. Domnul să vă binecuvânteze. Sper să nu vă fi supărat prea tare pe unii.